propun să intrăm în alături de partenerii noștri români și am să-l invit direct și fără multe alte floricele pe prietenul nostru Dan Bogdan de la Dell Technologies. Bună dimineața! O să încercăm să recuperăm un pic de timp. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună astăzi în acest frumos eveniment și... mulțumesc! Și pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Dan Bogdan, sunt liderul echipei de Technology Consultants de la Dell Technologies. Pentru cei care mă cunoașteți, ca o persoană tehnică, o să vă spun că nu facem o prezentare tehnică astăzi, nu o să vorbesc despre prea multe lucruri de tehnologie, însă o să parcurgem împreună modul în care noi ne gândim și vrem să venim în ajutorul nostru pentru implementarea soluțiilor de tip AI. Okay. Înainte de toate, aș vrea să menționez că noi considerăm că există cei 5 categorii de sau 5 piloni, cum îi numim noi, care favorizează și trebuie să favorizeze inovația. Da? Ne-ați auzit pe noi vorbind foarte mult despre multicloud cu toate cu tot ceea ce ține despre securitate, cu tot ceea ce ține despre sustenabilitate. Bineînțeles că artificial intelligence este unul din acești piloni. Iugo a menționat un pic mai devreme necesitatea unor data center moderne care să susțină aceste soluții de tip artificial intelligence. Eu aș veni și aș menționa că unul din pilonii foarte importanți este acela din care se numește Edge. De ce? Pentru că noi considerăm că tot business-ul se desfășoară în această zonă de edge. Da? Aici este zona unde se produc datele, aici este zona în care ne desfășurăm de cele mai multe ori activitatea și este într-o strânsă colaborare, într-o strânsă legătură cu soluțiile de artificial intelligence. De ce considerăm noi acest lucru? Pentru că una din viziunile noastre este să aducem soluțiile de AI lângă date, nu neapărat invers. Da? Nu neapărat invers, care poate fi o soluție foarte complexă, poate fi o soluție chiar foarte, foarte scumpă. Da? Și bineînțeles, unul din piloni este acela de Modern Workplace. Nu sunt eu cel mai în măsură să vorbesc despre acest lucru, dar vă invit la standul nostru de afară, la colegul meu Andrei, care vă poate explica toate lucrurile astea, inclusiv de ceea ce ați auzit vorbindu-se ca și AIPC. Da? Bun, aș vrea să vedem de unde începem. Da? Unde suntem astăzi din punct de vedere situație, implementare de AI? Modelele de AI devin din ce în ce mai mici și mai specializate. Din ce în ce mai mult o să vorbim de modele specializate, unele pentru healthcare, unele pentru retail, probabil că astăzi vom auzi foarte mult despre acest lucru, unele pentru diferite alte domenii. Da? De ce acest lucru? Și pentru că Hugo a spus că o să ne ridice un pic mingile la fileu, a vorbit destul de mult despre sustenabilitate. Da? Este foarte important când facem și proiectăm o soluție de tip AI să facem un sizing corect, o să vedem un pic mai târziu, pentru că altfel putem ajunge în a folosi o infrastructură care este extrem de puternică, extrem de consumatoare de energie și atunci ăsta este un motiv pentru care modelele devin din ce în ce mai mici. Devenind din ce în ce mai mici, devin mult mai ușor de implementat, devin mult mai ușor de transferat de la momentul concepției într-un moment la momentul de proof of concept. Da? Bineînțeles că toate workload-urile sunt pregătite să ruleze atât în on-prem cât și în public cloud. Ca și în multicloud, noi considerăm că soluțiile, că artificial intelligence sunt mai degrabă în hibrid decât fie on-prem, fie public cloud. Da?
Și bineînțeles că modelele au devenit atât de mici încât pot fi rulate pe un astfel de AIPC dacă avem astfel de, de situații. Bineînțeles că din punct de vedere adopție pentru companii, și nu o să insist foarte mult pentru că s-au spus deja niște lucruri, aș insista pe faptul că practic unul din trei task-uri se preconizează a fi înlocuit de AI în anii următori. Ce ne dorim din implementarea soluțiilor de tip AI? Clar, să generăm creștere, ne dorim să îmbunătățim experiență, să reducem costuri și să putem să ne ocupăm de inovare cât mai mult. Însă adoptarea soluțiilor de tip AI nu este chiar atât, s-a dovedit a nu fi atât de simplu și atât de ușor. Da? Și sunt câțiva factori care contribuie aici la acest lucru. În primul rând este vorba de echipele care trebuie să aibă anumite skill-uri. Da? S-a vorbit foarte mult și cred că Jay a menționat foarte mult că sunt foarte, foarte importante datele. Da? Trebuie să avem echipe cu skill-uri speciale pentru acest lucru. Apoi s-a vorbit și despre securitate. Nu o să insist, este extrem, extrem de hot și de actual topicul respectiv. Și bineînțeles vorbim de cost. Da? Pentru acest lucru, noi am venit cu un concept care se numește Dell AI Factory, da? Fabrica AI. Și nu o să insist acum asupra acestui lucru, vreau doar să menționez că de-a lungul timpului, probabil că pe noi cei de la Dell Technologies ne-ați auzit vorbind despre foarte mult despre democratizarea accesului la tehnologie și înleznirea implementării soluțiilor pentru acest soluțiilor în fie că vorbim de security, fie că vorbim de multi-cloud. Și ne-ați auzit, probabil vorbim foarte mult de validated design, ne-ați auzit vorbim foarte mult de reference architecture. Cu AI Factory ne dorim să venim în ajutorul tuturor clienților noștri pentru a face lucrurile, bineînțeles, mai simple, a le face mai ușor de implementat și bineînțeles, și o să mă întorc, mai ușor de implementat și, bineînțeles, mai secure. Aici este o să fie o întreagă discuție și probabil că o să avem astăzi timp să vorbim despre ceea ce înseamnă securitate. Când vorbim foarte mult despre de o infrastructură care trebuie să fie trusted, da? Zero trust este unul din conceptele pe care trebuie să le avem în vedere. Vorbim foarte mult de supply chain, da? Security și cred că, nu știu, dacă luăm știrile din ultima lună de zile, probabil că acest topic de supply chain a fost unul dintre cele mai folosite în media și în news. Da? Noi am spus întotdeauna că din punct de vedere strategie de cyber security, a avea un supply chain securizat, avea un supply chain pe care te poți baza este un lucru foarte, foarte important. Bun, haideți să vedem ce înseamnă AI Factory, da? Ce înseamnă această fabrică de tip AI? Păi, ca în orice fabrică, contează foarte mult lucrurile care intră și care ies din această fabrică. Și cred că iarăși, cred că Jay a menționat foarte bine chestia, conceptul garbage in, garbage out, da? Trebuie să fim atenți ce avem. Eu nu o să încep cu datele în momentul ăsta, o să încep cu ceea ce este din această fabrică, pentru că, de fapt, ceea ce este din această fabrică este ceea ce ne interesează pe noi, da? Este ceea ce business-ul dorește de la implementarea acestor soluții și, bineînțeles, vorbim de use case-uri. Sigur că slide-ul acesta poate părea un pic amețitor, da? Însă, când vorbim de soluții și de use case-uri, de artificial intelligence și, în special, de generative AI, noi am ajuns la concluzia că avem cel puțin sau mai multe 200 de use case-uri pe care le putem implementa, bineînțeles, pe diferite departamente verticale și așa mai departe. Deci, de aici trebuie să începem. Aceasta este ceea ce ne dorim să iasă din această fabrică de tip AI. Bineînțeles că întrebarea este, ok, bun, avem 200 de use case-uri, dar ce facem? Cum le alegem? Da? Și este o discuție foarte, foarte actuală, foarte pertinentă, pentru că trebuie să ajungem să prioritizăm acele use case-uri care ne oferă cel mai bun raport din punct de vedere reducere de costuri, creștere de business și așa mai departe. Da? Sigur că există echipe specializate, le-am făcut și noi, le facem și pentru clienții noștri,
sunt echipe care ne pot ajuta, care pot ajuta și pe dumneavoastră pentru a parcurge și a decide care din aceste use case-uri sunt cele mai sunt cele mai eficiente și bineînțeles pe din care grupă de use case vom putea face, le vom putea alege. Fie că vorbim de creare de content, fie că vorbim de digital assistant, fie că vorbim despre code generation și așa mai departe, da? Ok, haideți să mergem un pic mai departe și să vorbim un pic despre date, da? Este ceea ce intră în acest framework care se numește de AI Factory. Datele sunt cele mai importante. Trebuie să înțelegem că datele sunt cele care vor face diferența, da? Sunt diferențiatorul major al între companii. Și bineînțeles că nu o să intrăm foarte mult în amănunte, însă trebuie să vă spun că există această platformă care este AI Ready, da? Data Platform care este AI Ready. Ea este, are în centru capacitatea de a se conecta și de a extrage date din mai multe surse. Da? Vorbim aici despre soluțiile de tip Data Lakehouse, bineînțeles, care sunt combinate cu tool-uri de analiză, cu workflow-uri de AI ML, cu un cloud ecosystem pentru analiza rapidă a datelor în cloud și, bineînțeles, vorbim de o infrastructură, nu să intrăm în detalii, însă ceea ce trebuie să înțelegem este că în cadrul soluțiilor de tip AI vorbim de o infrastructură care trebuie să fie optimizată pentru AI. Da? Pentru că, spre deosebire de restul altor soluții, în AI lucrurile se întâmplă într-un anumit mod, motiv pentru care infrastructura trebuie să fie optimizată pentru a face față astfel, un astfel de cazuri. Și bineînțeles, am mai menționat și la început, vorbim despre validated design, vorbim despre reference design, există guide-uri de cum să implementezi un digital assistant folosind diferite infrastructuri, așa că nu o să intru în detalii acum. Există o discuție întreagă referitoare la de ce să rulăm soluțiile în on-prem. Și v-am spus că unul din motorurile noastre este să aducem AI-ul lângă date. De ce? Pentru că în felul acesta evităm unele task-uri care pot fi costisitoare, care pot fi destul de problematice din punct de vedere securitate. Da? O să avem o vizibilitate mai bună asupra datelor și modelelor pe care le rulăm, deci putem să menținem un control mai bun asupra soluțiilor de tip AI. Și, bineînțeles, există și o discuție referitoare la costuri. Am pus aici un slide pentru că cred că e important să știți că există un astfel de studiu făcut de cei de la Enterprise Strategy Group referitoare la o soluție de tip inferencing pe care și comparația între costuri de rulare a soluției on-prem versus public cloud. Este public, voi invit să o căutați și o să trageți dumneavoastră niște concluzii, dar costul este unul din considerentele majore când vorbim despre on-prem. Bun. Ok, am vorbit de ce intră, am vorbit de ce iese, haideți să vedem ce avem în mijloc, cum putem să le abordăm. În primul rând, bineînțeles că putem vorbi despre o infrastructură și înainte de a începe să vorbim despre infrastructură, de fapt trebuie să vorbim de acest mod în care, ok, ce vrem să facem cu această soluție? Vrem să facem doar inferencing, luăm un model, indiferent că el se numește Mistral, Falcon, Llama 2 și așa mai departe, și facem inferencing, putem face sau mergem într-o zonă care înseamnă un pic mai multă personalizare. Da? O să mă întrebați, bine, dar dacă folosesc un model prea antrenat, da? Un pre-trained model, de unde știu că el va folosi datele pe care le am eu? Da, există o soluție și această soluție se numește RAG, da? Retrieval Augmented Generation, practic aveți o bază de date vectorială în care aveți informațiile noastre și intercalăm, folosim modelul preantrenat, dar folosim această bază de date pentru a obține toate răspunsurile și toate datele. Este un lucru care ține și de protecția da, IP-ului, da, a ceea ce înseamnă Intellectual Properties și, bineînțeles, ne ajută la a avea o implementare rapidă de astfel de soluții. Bineînțeles că putem vorbi și de fine-tuning. Nu o să avem timp acum, eu am un exemplu foarte interesant cu pisici și cu căței, ce înseamnă care se fac diferența între RAG și fine-tuning, dar o să vă invit la stand să vi-l spun, pentru că nu cred că o să avem timp acum.
Pe de altă parte, dacă vrem să facem training, trebuie să reținem că este etapa cea mai costisitoare din punct de vedere resurse, timp, cost și așa mai departe. Dacă, însă, am văzut cazuri de modele mici, da? Care sunt antrenate. Deci depinde exact de acel model. Și bineînțeles că pentru acest lucru ar trebui să facem un sizing corect al acestor soluții. Da? În primul rând trebuie să alegem această verticală, de unde avem acele use case-uri pe care trebuie să le alegem, da? Să le rulăm. Apoi vedem care este domeniul, da? De use case-uri în care ne putem încadra. Bineînțeles că trebuie să știm exact dacă vrem să facem training, dacă vrem să facem inferencing, da? Augmentation sau fine-tuning, contează foarte mult, pentru că în funcție de aceste lucruri vom decide, și anume, bineînțeles, cu un ecosistem și un framework de care o să discutăm un pic mai încolo, vom decide și care va fi toată infrastructura necesară. Da? Este foarte important, când vorbim de AI, să facem un sizing corect. Este extrem de important și când spun sizing, nu mă refer la infrastructură. Infrastructura va fi ultima pe care vom discuta. În primul și în primul rând vorbim despre stabilirea use case-urilor, vorbim despre categoriile respective, vorbim despre modelele pe care trebuie să le folosim și abia după aia vom ajunge la infrastructură. Infrastructura este cea mai simplă parte dintr-o soluție de tip AI. Bun. Există și, o să trec repede peste el, există un ecosistem cu care noi avem parteneriate cu toate brandurile respective, de la furnizor de hardware până la framework-uri, modele și așa mai departe. Avem parteneriate cu Meta, avem parteneriate cu Nvidia, cu Hugging Face pentru modelele pe care le putem folosi. Când vorbim despre AI, nu este apanajul unui singur vendor. Da? Este o soluție în care trebuie să folosim top soluții, da? din fiecare zonă și aceste parteneriate sunt în parte din aceste AI Factory. Am menționat Validity Design și faptul că viziunea asta este să aducem AI la date, în special dacă vorbim de o zonă de tip Edge, care noi considerăm că este cea care va produce cele mai multe date în următoarea perioadă. Acolo se produc datele, nu neapărat într-un data center și, bineînțeles, folosind aceste AI Factory. Bun. În ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre services, pentru că ce am spus mai devreme referitor la sizing-ul corect, da? Are o componentă foarte puternică de consultanță, are o componentă foarte puternică de pregătirea datelor. Cred că am mai spus-o și Jay, chestia asta. Este extrem de important să ai datele pregătite, să ai pe cineva care să știe să facă cleaning la date, să știe să facă labeling la date, să ai sistemul care să fie capabil să extragă datele din mai multe surse. Da? E foarte important acest lucru. Da. Bun, din punct de vedere, ce aș putea spune că cum o să înceapă journey-ul ăsta, dacă mă întrebați pe mine, poate începe cu un accelerator workshop, ceea ce numim noi AI accelerator workshop. Da? Este o interacțiune de cam de jumătate de zi cu cineva din echipa de consultanță care vă poate ghida în modul în care putem să parcurgem, da, distanța de la unde suntem astăzi, unde vrem să ajungem și bineînțeles că trebuie să știm, da, cam ce vrem să obținem de la acea soluție și putem avea un canvas, un astfel de plan de, din punct de vedere strategie în implementarea soluțiilor de tip AI. Nu o să vorbim de mai multe lucruri, dar acest lucru este foarte important. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări? Normal că sunt, dar nu te lăsăm așa. Acum, sunt mai multe chestii care îmi vin în minte. În primul rând, ai spus 200 de use case-uri de AI. Așa am găsit noi. Ok. Cam câte s-au implementat în România?
Și cu asta vreau să te provoc un pic, da, este, să-mi dai și mie un flavor despre ce se întâmplă în România, pe piața din România, din perspective AI și cum o vede Dell. Adică, adică nu e doar din perspectiva, ok, Dell câte a făcut în România, ci cum vedeți voi piața de AI și în particular cele 200 de use case. Cred că aș face o paralelă cu momentul în care, dacă ne ducem un pic înapoi, unii dintre noi știm momentul în care a apărut internetul, da? Și aș spune că din punct de vedere soluții de AI, cred că astăzi, deși există implementări făcute în România, cred că suntem doar la nivelul de scratching surface, da? Este foarte, foarte n-aș spune că suntem foarte devreme în această zonă, sunt clar implementări, dar cred că mai este foarte mult de făcut, cu siguranță. Noi am mai vorbit toată, nu dau din casă, dar la un moment dat am discutat despre percepția, cum este văzut Dell pe piața din România, cel puțin, pentru că Dell este un gigant tehnologic, știm foarte bine, dar într-o oarecare măsură, sper să nu greșesc, dar cumva există o percepție că Dell providează infrastructură în principal, deci aduce tot ce înseamnă servere, după care am venit și cu soluțiile de backup, disaster recovery, după care ați venit în ultimii ani cu zona de cyber security, pedalând și pe zona de cyber security. Crezi că putem vedea Dell-ul la un moment dat ca un jucător important pe zona asta de AI sau veți aduce AI-urile din zona acelui ecosistem de parteneri? Cred că Dell este un jucător important în zona de AI astăzi, cu siguranță. Da, probabil că există această percepție de referitare la faptul că Dell este un furnizor de infrastructură. Aș putea dau un singur exemplu în momentul ăsta, pe lângă ce ai menționat tu, Hugo, și anume că dacă vorbim de zona de Edge, e probabil că pe mine m-ați mai auzit vorbind de chestia asta, o să vedeți că există, Dell este un furnizor de software, da? Există soluții de tip Edge, se numește Native Edge, care a fost lansată de noi acum vreo 2 ani de zile și este o soluție software only. Da? Sigur că se integrează cu toată partea de hardware, dar Dell nu este doar un jucător în zona de hardware. Într-adevăr, vorbim de AI, vorbim de foarte multe soluții și, mă rog, nu o să avem noi timp astăzi, dar sunt foarte multe soluții pe care cei din Office of CTO, da, de la noi din Dell, colaborează pe diferite domenii, cum ar fi cele din healthcare, da, ar fi platforma de ingestie rapidă a datelor în cazul unor sisteme pentru healthcare de operații cu roboți, da? Și analiza datelor în timp real. Deci sunt multe, foarte multe soluții pe care le avem în discuție. Deci e clar, Dell acoperă un foarte mare range. Oricum, poziționarea voastră a fost întotdeauna prieten cu toată lumea, adică un fel de matchmaker și cu hyperscaler și cu cyber și cu de toate. Am menționat că ne-am dorit să democratizăm accesul la tehnologie. Absolut. Da? Asta este motivul pentru care vrem să facem aceste lucruri. Și în 20 de secunde, unde trebuie să stea AI, sistemele AI? În Edge sau în Cloud? Așa, generic. Am spus că lucrurile sunt, abordările sunt mai degrabă hibride. Noi considerăm că soluția de AI trebuie să stea lângă date. Datele se produc în Edge. Dar cele mai multe date în următorii ani vor fi produse în Edge, nu în altă parte. Mulțumesc foarte mult, Dan Bogdan. Mulțumesc frumos.